Un incendiu de amploare a avut loc aseară la o rampă temporară de deșeuri din zona Patarât din Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins 1500 de metri pătrați de deșeuri menajere, iar incendiul a fost stins după mai bine de 12 ore de la izbucnirea acestuia. Incendiul nu s-a soldat cu victime. Un nou incendiu a izbucnit duminică seară la rampa temporară de deșeuri din zona Patarât, unde și în luna mai a avut loc un incendiu similar. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime, dat fiind faptul că nimeni nu era prezent la locul desfășurării incidentului în acel moment. Cineva a dat foc. O, da cineva foc, credeți? Mână... Păi alt solid. Dar e păzit aici? Sau da. Deci, în mod normal, a intervenit paznicul cu stingătorul, dar nu a mai reușit să stingă focul și după aceea, până ce a anunțat pompierii, a luat foc. Fumul ăsta e foarte necăcios. Da, puteți da, sta și aici. Acolo nu putem, să stăm nici în casă. Din cauza fumului? Da. Intră și în casă fumul. V-ați speriat când ați văzut fumul acesta? Da. Un sfert din rampa de gunoi a ars, iar imediat după izbucnirea incendiului, Inspectoratul de Situații de Urgență Cluj a intervenit la fața locului cu 4 autospeciale, pompierii fiind ajutați și de către administratorul rampei, care a trimis în zonă mai multe buldo-excavatoare pentru facilitarea accesului la focare. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului s-au deplasat la fața locului aseară, dar și în această dimineață pentru a lua probe. Pe de altă parte, aceștia se arată nemulțumiți de faptul că nu au fost anunțați despre incendiu în timp real. Mai mult, poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. Actul care este acum asupra mediului, da. Eu zic că, nu zic, sunt convinsă, că va fi sancționată societatea care administrează rampa temporară momentan. Mai ales că nu am fost anunțați în timp real. Impactul este foarte mare, îl dăm în sistem și vom lua măsurile care se impun, inclusiv sancțiune, mâine, poimâine, zilele astea. În luna mai, un alt incendiu a izbucnit în zona Patarât, pompierii intervenind mai bine de 36 de ore pentru lichidarea focului, fără să fie înregistrate victime.